Bine am găsit, prieteni! În acest clip vreau să abordez o problemă. Nu este o justificare, ci este o explicație. Mai primesc comentarii că nu știu ce vorbesc, unii mi-au zis chiar că n-aș fi medic. Poate că sunt unii dintre voi care au dubii. Dom'le, ăsta poate chiar nu e medic, poate că cine știe, nu știe ce vorbește. Și vreau să vă arăt două documente. Deci aceasta este diploma de medic, cred că se vede foarte bine. Deci am terminat facultatea în 1989, am început-o în 1983, facultatea de medicină din Craiova. Iar aici este foaia matricolă, este anul întâi, care este 83-84, numai note de 10. Anul 2, 3, 4 și 5, la fel dacă se vede, numai note de 10. În anul 6 am avut și o notă de 9. Media de absolvire a fost 9,85, iar cu examenul de diplomă la care am luat 10, media generală a fost 9,97. Repet, nu este o justificare, n-am de ce să mă justific. Asta o fac numai pentru a da o explicație celor de bună credință care poate au, nu neapărat suspiciuni, dar un mic semn de întrebare. Dom'le, o fi așa, nu fi așa, pe cine ascultăm noi aici? E competent, nu e competent? Da. Deci eu zic că sunt competent. Am fost acuzat că citesc de pe net. Bineînțeles că le citesc. Nu am cum să am eu toate aceste cunoștințe. Important este că ce citesc, înțeleg, filtrez, caut din mai multe surse și apoi explic într-un limbaj accesibil, zic eu, și mulți dintre voi asta mi-ați spus, că pot să explic într-un limbaj pe înțelesul tuturor. Eu zic că e un serviciu foarte important decât să stea fiecare să caute diferite articole și pot să fie scrise într-un limbaj pe care nu-l înțeleg pentru că nu sunt de specialitate. Eu fac acest serviciu prin care vin cu aceste informații. Din câte se vede, foarte mulți dintre voi le apreciați, dar, repet, am vrut să înlătur orice posibilă suspiciune, orice posibil semn de întrebare. Vă doresc numai bine, gânduri bune, la revedere!